Salutare! În clipul de astăzi am să vă arăt cum am montat această oglindă de B8 fără ramă, ce trebuie făcut și așa mai departe. Iar în al doilea clip, pentru că au fost făcute în acea zi și am zis să le împart în două ca să nu fie unul foarte lung, următorul clip va fi dedicat scaunelor cu memorie, ce am făcut și acolo și cum se adaptează. Eu am avut înainte scaune fără memorie, cel de la pasagerul nu era electric, acum este complet electric, la fel și cel de la șofer. Așa că hai să dăm drumul la primul clip. Înainte să ne apucăm de treabă, să discutăm un pic despre ce a trebuit modificat prima dată la oglindă. Țin să-i mulțumesc foarte mult lui Victor de la BVA Garage, eu am ales să fac modificarea asta prin el. M-a ajutat să adaptez oglinda cu carcasă la suportul vechi de B6. A trebuit făcut pe aici o inginerie, tăiată tija, schimbată bila, desfăcut efectiv sticla și schimbate câteva componente electrice acolo. De asta am ales să o trimit la el să o facă exact așa cum trebuie, încât eu nu am mai trebuit decât să schimb acea mufă, să o montez pe mașină și atât tot. Așa că dacă vreți ca oglinda să fie adaptată, vă recomand cu căldură. Și vă încurajez de fapt să nu faceți voi prostii, pentru că trebuie scoasă această sticlă de pe carcasă încât să ajungi la mecanisme, să schimbi bila și așa mai departe. Așa că mai bine să apelați la cineva care știe ce face, a mai făcut-o, și să vă scape de niște probleme. Așa că aveți linkul lui acolo în descrierea, unde îl găsiți pe Facebook. Ca ultima etapă va trebui să adaptez un pic acest suport încât să mai lărgesc un pic gaura asta de prindere ca să se poată uni cele două plastice mult mai bine, după care prinsă pe parbriz. Asta ar fi ultima etapă. Primul lucru care a trebuit făcut este să înlocuim mufa aceasta. Asta este mufa veche. Este cu 6 pini și 4 cabluri. A trebuit să înlocuim cu una cu 8 și 6 cabluri. Asta intră în oglindă, da? Asta e de la oglinda veche și asta este de la oglinda nouă. După care cu firele astea două va trebui făcut un traseu prin stâlp și dus în ușa șoferului. O altă inginerie ce am mai făcut eu e legat de acest senzor de lumină și de ploaie. Capacul ăsta făcea un pic de zgomot, se mișca. Și atunci am ales să-i pun un pic de bandă din asta textilă de jur împrejur. Iar placa efectivă a senzorilor să se așeze aici unde e mai bine protejată și atunci nu va mai fi niciun fel de joc. Și acum nu mai are niciun fel de joc, nu mai tremură, nu nimic. Mufa este pusă, asta este mufa nouă. Am venit cu traseul celor două fire pe aici până în partea de jos, iar acum urmează să punem unde sunt. Da, aici cred că e. A fost introdusă deja în mufa ușii.
și mai vreau să pun și firele de lumină ambientală tot pe pini, încât să am acces mult mai ușor, să nu forțez această mufă. Cablurile de la boxe la fel, le pun și pe ele, tot în mufă. Mai am loc și mai am niște prize luate de mai de mult. Și acum facem treaba asta, capsăm. Norocul cred că este de partea noastră și în mufa asta există deja cablurile pentru a da funcția aceea de închidere, de a întuneca oglinda. Așa că va trebui doar să vin cu firele de sus până în mufă și să le legăm la cablurile deja existente, care vin aici în calculatorul ușii. Le încercăm și sper să fie tot ok. Și în momentul adevărului, legat tot, am acoperit acolo senzorul și să nu uităm și de senzorul din spate de lumină, am acoperit și el. Și se întunecă. Aici pe margine rămâne deschisă la culoare porțiunea asta. Și în momentul în care nu mai e lumină, își revine la normal. La fel și cea de acolo merge. Hai să fac așa. Acum pun lumină. Și s-a întunecat. Ha 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 ha. Altă viață. Vă mulțumesc că v-ați uitat până la final și la acest clip. Nu uitați că următorul va fi cu scaunele, iar până data viitoare, numai bine. Ciao.